Alegând acea activitate care îți face plăcere, fiind focusat nu pe rezultatul final, pe schimbul energetic, pe partea financiară, ci pe entuziasmul creat, entuziasmul pe care ți-l oferă această activitate, lucrurile vor curge de la sine. Ce se întâmplă când ești focusat mai mult pe rezultatul final, înainte să începi activitatea respectivă, nu vei fi aliniat cu valorile tale. Vei consuma mai multă energie, te vei forța, te vei frustra. Însă, la polul opus, în situația în care tu îți urmezi acel entuziasm despre care am vorbit într-un videoclip anterior, în care spuneam, alege activitatea care îți oferă cel mai mult entuziasm. Tu, alegând activitatea asta, care îți oferă cel mai mult entuziasm, nu vei consuma energie, chiar dacă poate vei petrece mai multe ore lucrând la această activitate decât în cealaltă variantă, însă nu se va simți ca un consum de energie. Ba din contră, vei fi fascinat de ceea ce ai creat, pentru că și puterea de creație îți va crește, oamenii îți vor ieși în cale, oportunitățile vor apărea de la sine și totul se va alinia pas cu pas. Este necesar doar să dai la o parte orice blocaj care ar putea apărea în cale, orice limitare, orice teamă sau orice emoție de vibrație joasă. Ai prins diferența?